O mamă a mers 4 ore pe jos ca să economisească 5 lei. A preferat să le cumpere ceva copiilor. Dana a rămas văduvă cu 2 copii, după ce soțul său a suferit un accident și a murit la nici 30 de ani. Durerea a fost cu atât mai mare, cu cât bărbatul a murit cu doar câteva zile înainte ca fiica sa, Sofia, să împlinească un an. Acum, mama de doar 23 de ani locuiește cu socrii săi într-un sat. Visează însă că într-o zi ea și copiii săi vor avea o casă. În loc de petrecerea de un an a fetiței, am avut parte de înmormântare. Mergem aproape zilnic la el la mormânt. Când băiețelul plânge și spune că îi este dor de tatăl lui, mergem toți trei la cimitir și stăm acolo. Așa îl simțim aproape. Dana încearcă să pună ban pe ban în speranța că va putea termina casa pe care soțul ei a început-o pentru familia lor. Dar cheltuielile sunt mari, iar banii sunt puțini. Așa că mama face eforturi supraomenești pentru a-și putea îndeplini visul și pentru a duce la bun sfârșit planul soțului ei. Oricât încerc să nu mai cheltui bani și să termin casa, dacă copiii vor ceva, nu pot să le spun că nu le iau. Eu, cât am fost mică, nu am avut și nu vreau să treacă și ei prin asta. Am mers recent la Iași și le-am luat trotinetă, că au văzut la alții. Vreau să fie ei fericiți și să reușim să terminăm casa. Știu că Andrei are grijă de noi de acolo, de sus, a povestit mămica. Însă sacrificiul ei este și mai mare. Într-o zi, Dana a mers chiar 10 km pe jos pentru a economisi 5 lei ca să poată să le cumpere copiilor săi ceva dulce. Am avut de făcut niște acte la primărie în comună și nu am vrut să cheltui bani pe autobuz. Am lăsat copiii la bunici. Nu e atât de scump microbuzul, dar când nu ai și 2 lei ți se par mulți. Am mers aproximativ 2 ore dus și alte 2 întors, că plouase și era noroi pe drum. De 5 lei cât dădeam pe microbuz, mai bine iau niște dulciuri pentru cei mici. Toți banii îi am împărțiți. În fiecare lună pun deoparte pentru casă, iar restul sunt pentru copii? În fiecare zi cumpăr câte 2 litri de lapte din sat, pentru că și băiatul și fata mănâncă lapte. Fata cea mică mânca lapte praf, dar era foarte scump și am fost nevoită să renunț la el, a mai povestit Dana. Uneori îi este atât de greu încât îi vine să renunțe la tot. E greu să fii și mamă și tată pentru copii. E greu să vezi cum banii nu-ți ajung. Dar merge mai departe. Vrea să fie puternică pentru copiii ei, să le dea un exemplu bun. Speră că micuții ei vor reuși în viață și e determinată să facă tot ce ține de ea, pentru ca cei mici să nu treacă prin greutățile prin care trece ea. Morala. Sacrificiul unei mame pentru binele copiilor săi nu cunoaște limite. Dana, în ciuda greutăților și a pierderii soțului, face tot posibilul pentru a le oferi copiilor săi o viață mai bună. Gestul ei de a merge 10 km pe jos pentru a economisi 5 lei și a le cumpăra ceva dulce demonstrează că iubirea și devotamentul unei mame pot depăși orice obstacol. Ea ne învață că familia și fericirea copiilor sunt mai presus de orice alt lucru și că iubirea unei mame se poate transforma într-o forță de neoprit. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, arată-ne aprecierea ta. Lasă-ne un like sau o inimă și nu uita să dai share și prietenilor tăi.